Polițiștii locali din cadrul compartimentului Siguranța Transportului Urban au efectuat o amplă acțiune pe mijloacele de transport în comun și pe malurile canalului Bega, cu scopul identificării persoanelor care nu respectă normele de conviețuire socială, mai exact ascultă muzică la intensitate mare în mijloacele de transport, distrug mobilierul din acestea, au un comportament agresiv față de călători și angajații societății de transport public, consumă băuturi alcoolice, dar și acela de a identifica persoane care au un comportament contrar prevederilor legale. Pe malurile Begăi, existând indicii că unele persoane consumă substanțe cu potențial psihoactiv și agresează cetățenii ieșiți la promenadă în această zonă. În timpul acțiunii a fost depistată o persoană care transporta un bagaj voluminos, mai exact un sac cu peturi reciclabile, cu tramvaiul 2 în zona Libertății. Un alt bărbat a fost surprins consumând alcool în tramvaiul 4 în zona Piața Maria, iar în ambele situații a fost luată măsura sancționării contravenționale. În stația STPT din Piața Maria, polițiștii locali au depistat un tânăr de 22 de ani cu domiciliu în localitatea Berexău Mare, care consuma substanțe din categoria celor interzise, având asupra sa un plic cu resturi vegetale de culoare verde-oliv. În cazul acestuia au fost întocmite documentele în vederea transmiterii cazului către polițiștii din cadrul Brigăzii pentru combaterea criminalității organizate Timișoara, pentru continuarea cercetărilor conform legislației privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri.